Bună tuturor celor din Zodia Balanță sau care veți ascendentul sau luna în Zodia Balanță și bine v-am regăsit la citirea despre iubire în intervalul 1-15 iulie 2024. După cum știți, dacă vă doriți o citire personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul afișat chiar aici, iar dacă vă doriți și vă face plăcere să-mi lăsați un like, să vă abonați sau să distribuiți acest video, să știți că apreciez enorm de mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Haideți să vedem care este energia principală, energia prezentului și avem o 6 de cupe și un valet de monede. Vreți să faceți lucrurile diferite într-o poveste de dragoste? Vă este foarte dor de o perioadă din relația voastră sau de o anumită persoană, vă este foarte dor, parcă vă uitați așa printre fotografii, mesaje și sunteți foarte nostalgici, dar văd că vreți să faceți lucrurile diferite în momentul actual, vreți să învățați să procedați diferit. Poate au existat anumite tensiuni între voi și persoana iubită și încercați să remediați problema respectivă. Puteți avea de-a face cu semne de apă, rac, scorpion, pești, cu semne de pământ, aur, fecioară, capricorn, dar și cu semne de foc, berbec, leu, săgetător. Să știți că aici pot exista anumite tensiuni în situația actuală, acolo unde va exista impulsivitate, da? Dar se vor încheia și anumite situații negative. Nu întâmplător vin, pentru că odată cu aceste tensiuni sau lucruri care vor ieși la iveală, voi veți găsi niște soluții pentru a rezolva problema în care vă aflați din punct de vedere sentimental. Pentru că, da, sunt anumite tensiuni peste care veți dori să treceți. Ceea ce știți este că există un sentiment reciproc, apar niște dovezi de dragoste, poate chiar dorința de a avansa într-o relație, să vă logodiți, să vă căsătoriți, să faceți un copil, să vă mutați împreună. Vreți să duceți această relație la nivelul următor. Posibil să aveți de-a face cu semne de apă, rac, scorpion, pește, dar și cu semne de aer, gemen, balanță, vărsător. Pe de altă parte, unii dintre voi sunteți puși în fața unei alegeri între două persoane. Nu știți încotro să vă îndreptați, către cine să vă îndreptați, cu cine să fiți. Fiecare vine cu o parte pozitivă, văd și o relație la distanță la unii dintre voi, dar și foarte multă speranță că lucrurile se vor așeza cum nu se poate mai bine. În legătură cu ceea ce nu știți, aici vorbim despre niște informații, niște semne divine care vor veni către voi, dar și fapte. Se va trece la fapte sau persoana iubită vă cere iertare. Există oarecare agitație, stres, trădare. Aveți tendința de a vă atașa de altcineva, de a vă îndrepta către o altă persoană care nu este oficialul sau oficiala. Nu vă înțelegeți sentimentul respectiv, apare o forfotă mentală, multe gânduri, multe trăiri la nivel mental, dar nu se vedem despre ce este vorba, parcă vă abțineți. O reușită într-un cuplu, cred că depășiți anumite tensiuni, anumite probleme, vă reparați relația de dragoste, încercați să aduceți din nou emoție în viața voastră de cuplu. Acolo unde a existat o despărțire, să știți că veți relua legătura, veți discuta, dar apar și anumite reproșuri, dar o să vă spuneți lucruri legate de ce n-a funcționat, ce nu v-a convenit în relație. Dar apare și bucuria aceasta a revederii, chiar dacă sunteți, cum să vă spun eu, un pic rezervați, ca și cum fiecare vine cu nemulțumirea lui și zice, da, bine, hai, că ai greșit sau că am greșit, dar vă bucurați de prezența unul față de celălalt sau, mă rog, că sunteți în viața unul celuilalt. În trecut văd o bucurie, o împlinire sufletească, ați participa la un eveniment, poate v-ați întâlnit cu persoana iubită, poate aveți de face și cu semne de pământ, aur, fecioară, capricorn. Sunt niște lupte aici, într-adevăr, legate de trecut. Luptele trecutului care v-au, da, zdruncinat. Posibil să rezolvați niște probleme mai vechi. În viitorul apropiat, din nou avem alegerea, da, jonglați între două relații, două persoane, două sentimente. Apare un flirt, o distracție, o aventură și comoditatea. Da, posibil ca în viața unora dintre voi să apară ceva nou sau cineva nou care să vă pună mult pe gânduri. vă creează o emoție aparte, o emoție nouă pe care nu ați mai experimentat-o până acum, dar este foarte tentantă. Sau este foarte posibil să întâlniți o persoană, iar în momentul în care o întâlniți să simțiți sentimentul de acasă. Lucrul ăsta vă cam sperie. Și mai pare și un eveniment. Mergeți la o nuntă, sunteți ceruți în căsătorie, planificați o nuntă, logodnă. Niște evenimente foarte plăcute și parcă vă uniți mai mult cu persoana iubită. Voi sunteți într-o energie matură din punct de vedere emoțional. Poate veți de face cu un semn de apă, rac, scorpion sau pești. Văd multă iertare, eliberare, o iubire. Voi aveți o iubire de oferit și o oferiți așa cu totul. Vorbim despre abundență din punct de vedere emoțional. O dragoste nouă poate să fie un sentiment nou pe care îl trăiți, pe care îl experimentați. Îndrăgosteală, dar să știți că aici vorbim și de suflete pereche. Întâlniri de seară, poate, pentru unii dintre voi. Cealaltă persoană este comodă, vorbim de foarte atașament, obișnuință, dar nimic schimbat prea mult la această persoană, e exact așa cum o știți. În schimb, apar energii de noi începuturi. Vorbim de noi începuturi pasionale, stabile, sigure. Cred că vrea să iasă persoana aceasta din zona de monotonie, de banalitate. Apar niște schimbări în atitudinea acestei persoane, dar sunt de bun augur. Vești care vin, vă caută, vorbiți mai mult. Văd că chiar e o direcție foarte sănătoasă, să spunem, asupra relației. Sau această persoană va vedea lucrurile mult mai stabile. Speranța, frica, aici vorbim de lucruri ascunse, partea necunoscută la această poveste, sentimente, trăiri, ce va fi, cum va fi. Cineva oricum oferă mai mult în relația aceasta decât primește. Voi cred că oferiți mai mult în relația aceasta decât primiți și e posibil să schimbați un pic tactica, dar aici vorbim de relații ascunse. Deci există o relație ascunsă. Aveți în inima voastră, purtați o persoană, iubiți o persoană, ați cunoscut-o nu de mult pe această persoană și vă cam duceți cu gândul la ea, vă cam duceți cu gândul la el, poate, dar vă bucură tare mult, e un sentiment pe care nu l-ați mai experimentat până acum, parcă vă simțiți așa pe aceeași lungime de undă, vă fascinează, dar încercați, probabil asta e frica, să nu duceți situația mai departe sau să mențineți totul într-un echilibru, să nu suferiți din povestea aceasta, să nu distrugeți relația actuală, deși apar anumite finaluri la unii dintre voi. Iar deznodământul vine cu regiunea de cupe, aveți și legături cu suflete pereche, posibil să aveți de face cu un semn de apă, rac, scorpion, pești. Da, vorbim de foarte multe emoții și maturitate emoțională și un nou mod de a vedea, de a percepe situația amoroasă în care vă aflați, că sunteți într-o așteptare, așteptați să se întâmple ceva, așteptați să vă se mărturisească ceva, să se declanșeze o situație din punct de vedere amoros. Se pare că unii dintre voi v-ați mulțumit cu jumătăți de măsură, da, cu puțin din relație, din ceea ce simțea persoana iubită. Apare și un drum la unii dintre voi, nou regiunea de cupe, deci foarte multă emoție, foarte multă trăire la nivel emoțional veți avea. Vreți să scăpați de tot ceea ce vă afectează, vreți să străluceți, vreți să vă bucurați din plin de viață, de tot ceea ce vine, să lăsați în urmă toate așteptările și să distrugeți obstacolele, pauzele, gândurile care v-au frământat. Vreți să trăiți din plin, dar la un nivel foarte intens. Foarte multă precauție, da, aici mi-apare clar o relație ascunsă la unii dintre voi în mediul online și la un moment dat veți fi puși în fața unei alegeri. Chiar dacă acum sunteți la început și nu luați în serios ceea ce se întâmplă, să știți că vă cam îndrăgostiți pe parcursul acestei luni și relația oficială se cam deteriorează, probabil aici trebuie să fiți atenți, dar cu toate acestea parcă aveți nevoie de emoția pe care o trăiți, pentru că vă simțiți compleți și tot vă uitați către această persoană, vă veți gândi la această persoană din ce în ce mai mult. Pe unii dintre voi văd că reluați legătura cu cineva, a fost topată la un moment dat, alții abia cunoașteți pe cineva și chiar dacă luați în glumă toată povestea, să știți că se cam conturează aici o relație de dragoste pe viitor. Dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!